Ieleu, ce faceți? Astăzi este luni, deci avem un subiect serios de vorbit, da? Și o să încep așa. Salut! Numele meu este Sabina Cornovac și mai am nevoie de 999.999 de români care să se alăture pe 15 septembrie la Marea Zi a Curățeniei Naționale. De ce? Pentru că cred că este datoria noastră a tuturor să facem ceva, să arătăm că se poate. Pentru că hashtag-urile alea de genul se poate rezist, totuși trebuie să aibă o însemnătate. Pentru că proiectul Let's Do It România mi este foarte drag, având în vedere că mi-am făcut dizertația de la master pe el. Acum mi-e rușine să zic câți ani. În România acest proiect este de 6 ani de zile. Eu cred că am făcut dizertația cam acum 5 ani, 5 sau 6, ceva de genul. Și anul acesta este o premieră pentru că va fi World Cleanup Day. Mă uit pe internet să văd dacă n-am greșit. Da, World Cleanup Day în care 150 de țări sunt unite în această mișcare și se vor strânge foarte, foarte mulți oameni să facă curățenie într-o singură zi. Organizatorii își propun să strângă 1 milion de români. Și o să vă recunosc că inițial sună așa o cifră de aia care parcă ne-am obișnuit. Hai, au făcut ăia de la fără penale 1 milion, acum vrea și Let's Do It România 1 milion. E, motivul este mult mai serios decât atâta. La nivel internațional se dorește să fie implicată 5% din populația de pe întregul glob pământesc. Iar în România asta ar însemna 1 milion de oameni. So, aici este argumentul. Ideea este că totul este la o organizare foarte, foarte mare. În fiecare an sunt din ce în ce mai bine pregătiți voluntarii, cam 200 de voluntari, parcă aș vrea să nu spun o tâmpenie. Dar oricum, sunt foarte, foarte mulți voluntari, există o harta deșeurilor la care puteți să contribuiți și voi și puteți să vă strângeți pe echipe și să vă înscrieți unde să mergeți și veți primi, ori vă aduceți voi preferabil, ori veți primi diverse resurse necesare și informații de toate felurile. Eu plănuiesc să merg să fac acest lucru. Va fi, înțeleg, o zonă dedicată pentru creatorii de conținut, blogger, influencer și diverse și o să ne strângem acolo toți și abia aștept. Deja sunt foarte mulți creatori de conținut, atât vedete cât și influencer și micro-influencer de toate felurile care sprijină campania. Vă recunosc că atunci când eu o să fac curățenie, o să fac în tenis și Adidas, cei mai murdari blugi și un tricou care își permite să fie murdărit și cu mănuși. Asta aluzie la pozele în care ești super sexy și faci curățenie, dar na, ce să vedem, online-ul nostru românesc. Astăzi a fost despre asta. Este un îndemn pe care și eu vi-l fac de a vă alătura acestei mișcări. Este foarte ușor și dacă nu ajungeți acolo și dacă nu credeți în această mișcare, simplul fapt că nu aruncați mizerie pe geamul de la mașină, că strângeți după căței și după pisicuțe, că nu aruncați prin parcuri când vă plimbați sticla de apă, sticla de cola, semințele și alte prostii, că reciclați, că duceți gunoiul unde trebuie, nu-l lăsați pe scara blocului prin diverse locuri. Pas cu pas cu pas, faceți și voi totuși ceva foarte bun pentru societate și pentru sănătatea noastră, până la urmă, că toate chestiile se aduc la sănătatea noastră, da? So, let's do it, Romania! Bye și ne vedem mâine!